Bună ziua tuturor celor care privesc canalul Apicultura de la Vest la Est, fie apicultori, fie oameni care vor să învețe despre apicultură. Am să vă arăt cât este frunzala salcâmă. Da. În mod teoretic, în anii normali, în anii în care salcâmul nu a fost afectat, trebuia să fie deja ciorchine. Poate unul o să mă contraziceți, unul nu, la ce frunză este un pom. Eu așa știu că trebuiau să fie. Și luați ca model anul trecut. Nu trebuie să mergem departe ca să ne reamintim. Vreau să vă arăt și floarea. Acum o să vă arăt și floarea. Vreau să vă spun că este mică. Da? Deci clar că acest salcâm a fost afectat. În schimb vreau să vă arăt o floare mai mare, la unul care a fost mai la dos, cum se spune în unele regiuni ale țării. Salcâmii bătrâni nici nu se prea vede floare la ei. Uitați salcâmii mai tineri. Asta este floarea. Uitați. Dar ceea ce observ eu că pe vârf, da, pe vârf este floare mult mai mare. Pe vârful salcâmului floarea este mult mai mare. Uitați. Eu spun că datorită căldurilor aici pe sfârșitul săptămânii, începutul săptămânii viitoare, salcâmului. Uitați acest salcâm câtă floare are. Surprinzător, ia uitați. Se rupe salcâmul de floare, ia uitați. Da? Se rupe de floare. Uitați un salcâm mai bătrân cu floare. Da? Asta este cea mai mare problemă pe care eu am cu acest salcâm, care au frunza așa de mare. Ia uitați cât au frunza. Da, ăștia ar fi trebuit deja să aibă ciorchine. Dar nu au, uitați ce floare mică au. Deci asta este floare de-a doua, dragii mei. Deci asta este floare de-a doua, nu este floare de prima. Floarea de prima a fost lovită și a dat a doua oară. Adică frunza ne arată acest lucru. Uitați-vă, frunza lui. Și floarea este mult mai mică decât ceilalți, decât la ceilalți. Uitați cât de mică este. Floarea de acolo este mică, deci are un centimetru, un centimetru jumate, da? Bun. Mai am o creangă aici, așa. Am să vă arăt și o salcă. Uitați în schimb la asta, cât de mare este floarea. Să micșorez zoom-ul. Floarea. Deci nu mai este mult și salcâmul va înflori, așa cum vedeți, are foarte multă floare, foarte multă floare. Deci asta se va rupe, salcâmul de floare, să spun așa. În timp cei mai bătrâni sunt mai întârziați. Da. Tot dublă așa cu frunză, pentru că ăștia pe mine mă devutează, ăștia ar fi trebuit să aibă ciorchine, ar la ce frunzau,
Dar nu, nu au un mugur verde mic. Da. Bun, dragii mei, dacă v-a plăcut ceea ce v-am arătat despre salcâm, dați like-uri, abonați-vă, eu o să vă dau și din partea cealaltă, deci asta este partea de sat. O să vă fac o postare din partea de câmp, pentru că acolo salcâmul este mai dezvoltat, spre surprinderea mea, decât aici în sat. Eu nu am crezut chestia asta. Dar să știți că acolo este mai dezvoltat. Ia uitați la acest salcâm. Ce floare mare are. Ia uitați. Ce are floare foarte frumoasă, mare. Multă. Deci este. Cum zic eu, are balta pește. S-au speriat colegii că este salcâm, este salcâm, este, dar este un salcâm etapizat. Deci va fi un salcâm care va înflori altul. Uitați, de exemplu, acesta, da? Uitați, are frunza mare și uitați ce mugur mic are. Da? Deci ăsta clar că e, nu ajung la el. Nu ajung pur și simplu, sunt mic. Uitați ce frunză are, dar și el are floare. Asta este surprinzător. Nu știu dacă îi vedeți floarea, dacă o pot prinde într-un cadru. Uitați aici, da? Uitați, este o floare. Cred că am prins-o în cadru. Deci, este un mugur de floare, dar este mic. Da? În comparație cu cei care nu au fost afectați. Deci va fi o floare etapizată. Pe etape. Uitați, am unul aici mai jos. Uitați, aceeași treabă. Da? Este verde. Și uitați cât de mic este mugurul. Da? Este mai rar, e normal, este mai puțin, că l-a fost afectat de frig. Dar este. Deci, va fi salcâm. Doar trebuie să avem răbdare. Uitați cât de mic este. Dați așa să dau zoom. Ca problema asta cu zoom. Și bate și vântul. Am venit ca să vă fac chestia cu salcăm. Uitați. Asta este. Uitați, mugurul la salcăm. Asta este mugurul al doilea. Datorită frunzei, frunza asta ne spune, da? Deci este mugur de al doilea. Deci uitați cât de mici sunt. Deci va fi o chestie interesantă. Unii vor înflori, se vor termina, alții vor înflori, va fi o chestie interesantă și o chestie care va ține mult și de obicei când se întâmplă așa să știți cât de nectar. Bun, dragii mei, așa cum v-am spus cu rapița, vă spun și cu salcâm. Vă doresc o zi frumoasă și sper că v-a plăcut clipul despre salcâm. Urmează să vi-l fac și din câmp. Ne vedem în câmp. Am revenit în câmp la salcâmul de în câmp, unde v-am filmat data trecută. Unde m-am lovit la nas. Și vreau ca să vă arăt aici ce înseamnă floarea de salcâm. Wow, este mult mai mare. Sper că prin zoom să vă pot apropia să vedeți ce înseamnă floarea de salcâm. Ia uitați cât este. Vedeți? Nu cred că am acces la vreo creangă, pentru că este sus tare. Dar uitați, de săptămâna aceasta va fi albită. Deci are undeva la 7 cm ciucurul. Deci, undeva, asta suntem în 2 mai, cel târziu, pe 8-9, acesta va înflori. Deci este foarte avansat. Repet, acesta este salcâm neînghețat. La salcâmul 1, uitați aici, am mai aproape să vedem, da, ajung creanga, deși nu știu cât de mult trebuie să cobor până la el. Ia uitați aici, aici este, ia uitați, el este mare, cred că este, vă dați seama, mai mare, dar uitați, în bază, da, deci el deja are format, uitați, el deja are format ciucura, da, dați așa să vedem, poate eu pot coborâm. Jos, mă scuzați că filmez așa, dar au găsit niște spini aici, mă înțepiară. Am băgat niște spini. Hai să vedem, mă, că am coborât odată și am scăpat-o din mână că m-am pus o spine. Hai, gata, am prins-o. Ia mea. Hai, las că o să rup creanga. Nu se supără. Doamne, pe mine. Ai, a rupt-o și acolo a rămas. Hai să vedem. Chiar m-am înțepat pe drum. Ia uitați-vă în ce spin m-am băgat. Deci chiar spin. Uf.
Bun. Haideți să vă arăt. Uitați cât este floarea. Este și mai mare și mai mică. Dar e clar că e mare, dragii mei. Deci uitați. Oh, că s-a întors creangă pe mâna mea. Ia uitați cât e. Deci deja este mare. Asta este salcâmul 1 din vestul țării. Cel care a scăpat. Deci acesta 5 zile și 3 în 4 zile la temperaturile care se anunță 25, 20, 25 de grade, acesta se va albi. Deci albinele mele vor zbura și în salcă în 2023. Da? Vedeți? Acesta este salcă. Sper că v-a plăcut filmarea. Sper că v-a plăcut cum stă treaba cu salcâmul. Deci, în maxim 4 zile, o să vă arăt salcâm înflorit la temperaturile care se arată. Vă doresc o zi bună, dacă v-a plăcut, dați like, abonați-vă și o să vă țin la curent cu salcâmul. Toate cele bune! Dumnezeu cu noi! Până ne vedem!